Allo! 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 Accertatevi rivestiti dall'ossore dei vostri! Allo! 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 Da! Allo! Allo! Comare! Entriamo live, la sera! Accertatevi rivestiti! Allo! 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 Accettatevi di vestiti dall'ossore dei vostri! Este ora 15 și 23 de minute la 7, pe 103.4, dar și pe radio-7.ro. Ziceam eu, mai în glumă, mai în serios, ceva mai devreme, că dacă planetele se aliniază, alături de mine, în ultima oră de astăzi, se va găsi domnul Sorin Lucaci, PR al editurii Herald și bun prieten al Radio 7, cum zicea Ovidiu mai devreme, de-al casei. Salutare, Sorin, bine ai revenit. Salutare și mulțumesc pentru invitație. Treabă serioasă astăzi, din câte mi-am dat eu seama. Combatem într-un fel extrem de serios astăzi, pentru că cartea pe care ne-ai adus-o și pe care urmează să o discutăm, mă rog, eu mai puțin și tu mai mult, se numește Rușine. Da, este o noutate editorială apărută în colecția Psihoterapia a editurii Herald, un colectiv de autori foarte, foarte, pe scurt am să-i menționez. Te rog. Lavinia Bârlogeanu, psihanalist, psihoterapeut, profesor universitar, doctor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității București, Daniela Luca, psihanalist, psihoterapeut, Daniela Dumitrescu, de asemenea psiholog clinician, psihoterapeut, Corneliu Irimia, psihoterapeut, psihanalist, un danez, Eric Higum, psihoterapeut, profesor universitar, doctor, Carmen Bayer, de asemenea psihoterapeut, Gabriela Deniz, colega mea, psihoterapeut, cea care a coordonat și s-a îngrijit îndeaproape de realizarea acestui proiect editorial, aș putea spune. O carte superbă, o carte care tratează din mai multe perspective ale autorilor, tratează subiectul sau tema rușinii. De unde apare rușinea? Pentru că nu ne naștem cu rușinea. Ea este o emoție socială. Și faptul că ea ne-a fost inoculată, din păcate, ne-a fost inoculată prin tiparele relaționale pe care le-am avut cu figurile de atașament, respectiv cu părinții noștri. Da, și așa, ca să fac o micuță glumă, eu mă tot folosesc de proverbe și de zicători și de expresiile acestea populare, pe care noi de altfel le-am auzit când eram mici de la părinții noștri. Nu ți-e rușine, să-ți fie rușine obrazului, să-ți fie rușine. Nu ți-e rușine obrazului. Măi, mă faci de rușine la doamna învățătoare. Da, sau corect. Diverse, da, contexte, situații de viață. Rușinea era prezentă aproape permanent în viața noastră. Da, da, da. Era de fapt cea care îți coordona cumva primii ani de viață, pentru că trăiai cu această spaimă cumva de a nu-ți face de rușine părinții. Da. Mai întâi, da, de toate. Da. Acum că pomenești treaba asta, mi-o aduc aminte foarte, foarte exact, pentru că era să nu-ți faci de rușine părinții, bunici, acolo aveam mari probleme, bunicii când mergeai în vacanțele, da, de vară, să nu superi pe bunica, și dacă făceai ceva în comunitatea în care bătrânii se știau mai bine între ei, bunicii se știau mult mai bine, era al cui ești tu, știi? Da, ești alu și era rău. Da, era rău, da, să faci rele. Uite, într-o emisiune pe care am avut-o cu Lavinia Bârlogeanu, ea spunea, ea fiind din, dacă nu mă înșel, din Reșița, zona Hunedoarei, din Banat, hai să-i spunem, și spunea, apropo de comunitate, faptul că într-un oraș e oraș, cine te știe, că na, te duci cu copilul într-un magazin, începe cu istericale, se dă pe jos, că mamă, vreau aia, vreau greu șucărie, de crezut vreau că te știe, da, cineva, exact, da. Într-o comunitate, cum era satul pe vremea respectivă, și chiar și acum, era o rușine să faci ceva ne la locul lui. Vezi? Și ea spunea ce, băi, era o expresie, mă faci de mirul lumii, la mine în Ardeal, la mine de unde sunt părinții, așa, mei, era o expresie similară cumva.
Băi, mă faci de toată mirarea. Mă faci de toată mirarea, știi? Adică să miră lumea, dar de cât de prost am crescut, negativ, că de cât de prost am crescut. Uite, da, cum se miră lumea, da. Deci atât că vorbim despre cutume, vorbim despre norme sociale, reguli sociale, și cum ai spus tu, ca un soi de limbaj pe care noi l-am învățat, din păcate, de la părinți. Am trăit cu rușinea. Corneliu Irimia chiar face o sinteză într-unul dintre capitolele cărții, legătura dintre rușine și trauma psihică, pentru că până la urmă vorbim de această legătură, că dacă rușinea este și o emoție cantitativă, spre deosebire de alte afecte care sunt calitative. Dacă îmi spui o dată că te fac de rușine, mai îmi spui a doua oară, mai îmi spui a 15-a oară, știi? Ajung să cred că, băi, e ceva neregulă cu mine, eu copil. Întotdeauna te fac de rușine, da. Da, sunt defect. Fac rău ce fac, întotdeauna te fac de rușine. Niciodată părinții mei, sau întotdeauna părinții mei îmi spun lucrul acesta și e clar că eu consider la un moment dat, când ajung să conștientizez lucrurile astea și se cristalizează și personalitatea puberului, adolescentului, eu să cred că, de fapt, nu sunt bun de nimic, sunt cumva ciudat sau atipic, sunt defect, da? Deci sunt o greșeală, da? Și trăim cu acest pattern pe care îl avem din copilărie. Bă, și perpetuăm chestia asta în relațiile pe care le avem. Că vorbim despre relații de cuplu, că vorbim despre, în continuare, despre relațiile cu părinții noștri sau că vorbim despre relațiile cu copiii noștri. Ne surprindem inconștient, fără să vrem, cu niște reacții pe modul impulsiv reacțional, deci nu pe modul conștient, în care noi spunem poate aceleași mesaje sau avem aceleași reacții pe care părinții noștri le-au avut cu noi. Uite, am primit un mesaj pe WhatsApp, nici nu m-am gândit să pun la dispoziție numărul de WhatsApp, dar ascultătorii mei, cum e aia, cu ascultătorii mei sunt mai deștepți decât mine. Decât mine, clar, pentru că eu nu le-am pus la dispoziție numărul ăsta, dar el știu, 0790404707. Ca să fiu sincer, tot mai trăgeam cu ochii către numărul de WhatsApp, gândindu-mă că în bună tradiție a venirii tale în studio, vom da o carte ca premiu. Da, le putem și, da, sigur că da. Mă gândeam că o vom face pe WhatsApp ca să nu întrerupem discuțiile între noi, dar nu acum. Unde consider tu? Zice așa, rușinea este baza educației coercitive non-violentă. Asta e mesajul pe care l-am primit. Da, eu aș fi curios să știu de unde vine, pentru că folosește un limbaj... Poate să fie psihoterapeut sau poate să fie un om pasionat de cărți de psihologie. Cuvântul coerciție aici își găsește sensul, pentru că vorbim într-adevăr despre o educație, cum am primit noi să spunem, o educație punitivă, coercitivă, bazată pe pedeapsă. Și chiar și în carte, unul dintre autori vorbește despre relația aceasta dintre pedepse și recompense, da? Faci ceva bun, te premiez. Iartă-mă doar o clipă, Radu este ascultătorul nostru. Radu, dacă mai ești pe frecvență și imaginez că ești pe frecvență, zi-mi, te rog frumos, trimite-mi un mesaj și spune-mi de unde limbajul, ca să zic așa, dacă are vreo legătură, dacă ești în zona asta despre care vorbea Sorina Dineauri. Așa, iartă-mă că te-am întrerupt, întoarce-te la subiect. Așa, deci vorbim despre pedepse, vorbim despre recompense. Eu ca copil, să spunem, îmi doresc foarte mult să nu pierd dragostea părinților și pentru că îmi doresc acest lucru, fac lucruri, apare acolo disociere, fac lucruri care nu sunt în concordanță, în acordaj cu propriile mele valori și cu sinele meu. Doar ca să nu le pierd lor iubirea. Da? Pentru că nu te simți, te simți invalidat. Te simți desconsiderat în momentul în care părintele vine și spune, băi, m-ai făcut de rușine. Da? Da. Și cumva, ca să faci pe plac părinților, încerci să ai un comportament, repet, în dezacord cumva cu valorile tale. Adică ideea este, și o spun și autorii în carte, să fii autentic. Să fii autentic până și în vulnerabilitatea ta, să spunem, da? Și în acord cu propriile tale valori, ca să înțelegi de fapt care sunt rădăcinile, de unde vine rușinea și de ce se perpetuează ea în relațiile noastre interumane și până la urmă sociale, că cum spuneam mai devreme, este o emoție socială. Primul sentiment de rușine îl ai în familie, prima dată, după care... De fapt, n-ai sentimentul de rușine.
Că eu aici mă gândesc că tu practic nu trăiești sentimentul ăla de rușine. Ți se spune că l-ai indus altora. Absolut. Tu asta faci. Prima oară tu asta faci. De-abia atunci îți naște în tine sentimentul de rușine când ți este reproșat faptul că n-ai făcut ce trebuie. Atunci. Că prima oară... Și apoi se perpetuează la școală. După aia te obișnuiești. După aia devine, din păcate, obișnuință. Radu zice așa. Sunt doar un ascultător de Seven, cât de cât citit și cu educația din 7-6. Așa, nu sunt în acea zonă, sunt doar antrenor de programatori și sunt părinte care încearcă să fie cât mai bun. O avem alături de noi și pe Laura, care zice educația nu se face în rușine. Corect. Laura Ciocoiu, ea este... Pe Laura o știu, da. Ți-am și spus numele întreg al Laurei, pentru că știi, Laura e alături de noi, o salutăm pe Laura. O să facem o scurtă pauză la radio, doamnelor, domnilor. Rămânem în direct pe pagina de Facebook, unde văd că v-ați adunat din ce în ce mai mulți și mă bucur tare mult că se întâmplă așa. O să punem la bătaie amândouă, da? Uh-huh. Două cărți, Rușinea, Vocea, Experiența și Vindecarea Rușinii în procesul terapeutic, și amândouă vi le voi oferi pe numărul de WhatsApp 0790404707. Tot ce aveți de făcut este să vă doriți această carte, să-mi transmiteți acest lucru, iar primii doi ascultători ce îmi vor scrie pe numărul de WhatsApp vor primi cele două volume aduse de Sorin Lucaci astăzi la Seven. Repet, 0790404707. Avem doar 3 minute și jumătate de pauză și ne întoarcem în direct la radio. Îmi spuneai, și acum asta o să vreau să te întreb, că cartea a beneficiat de lansare și la Bookfest. Și povestește-mi cum a fost primită cartea asta. A fost primită foarte bine. S-a întâmplat duminică, nu? În ultima zi a târgului. Pe 5 iunie. Practic e o carte foarte proaspătă. Da. Chiar atunci a venit prima zi de târg, miercuri pe 1 iunie, o carte, cum spuneam, o noutate editorială, un colectiv de autori, toți foarte buni și din orientări terapeutice diferite, ca fiecare să vină cu propria sa perspectivă și abordare. E o bucurie faptul că, uite, sunt autori români, psihoterapeuți și psihanaliști care scriu despre astfel de subiecte delicate, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Chiar ne dorim să promovăm cât mai mult și autorii români, chiar dacă poate ei nu au, să spunem, notorietatea, celebritatea unui Gabor Mate, că tot a fost la București și a ținut conferințe, dar e bine să promovăm și astfel de autori care simt că au ceva de spus pe astfel de subiecte, cum este, de exemplu... Din perspectiva editurii Herald, este un pariu, este un risc? Promovarea unor autori români care nu au această notorietate despre care povesteai? Nu, e un pariu pe care îl faceți că totuși ar trebui și totuși merită să fie promovat și astfel de... Da. Nu este un risc, pentru că până la urmă există și niște avantaje, să spunem, hai să le numim de marketing, dacă vrei așa. Okay. Faptul că ai un autor român cu care vorbești tot timpul și cu fetele care au scris, cu toți autorii, vorbesc aproape zilnic, mergem pe la emisiuni, radio, TV, deci ei cu tine, da? Ei își transmit mesajul și expun mesajul publicului, dornic să afle lucruri. Faci o lansare de carte, un eveniment, ai tot timpul autorul cu tine. Asta cred că eu consider că contează foarte mult cititorul să vadă autorul în carne și oase, știi? Plus posibilitatea de a-i pune întrebări legate de subiect pe care altfel n-ai, dacă e un autor străin, s-ar putea să nu ai ocazia asta, să nu se mai întâmplă. Ține de timp, ține de disponibilitatea lui. Am avut acest avantaj și în perioada pandemiei, asta este. Am avut conferințe, de exemplu, pe Donald Calșet, pe traumă, am avut cu Babette Rothschild, despre care noi am mai vorbit, cu cartea Corpul își amintește, volumul 1 și volumul 2, prin Zoom, unde au intrat foarte mulți oameni ca să-i vadă în online.
Dar, repet, atunci când faci un eveniment sau când promovezi o carte împreună cu autorul, lucrurile sunt diferite și consider eu că sunt de bun augur. Tocmai ți-am făcut rost de un nou scriitor în universul editurii Herald, Laura a zis, gata, următoarea mea carte de specialitate o public la Herald, oricum este una dintre cele mai bune edituri din România. Deci, mulțumesc, vezi? Laurei, Laura tot timpul este prezentă și pe pagina și ne bucură acest lucru, Laura este prezentă cu mesaje pe pagina de Facebook a editurii Herald, ceea ce este un lucru bun. La radio pe 103.4, dar și pe radio-7.ro. Mergem mai departe. Vă reamintesc, în studio se găsește Sorin Lucaci, PR-ul editurii Herald. Mulțumesc celor ce au scris pe WhatsApp. Gata, cărțile și-au găsit câștigători. După, la finalul emisiunii, voi trimite mesaje către câștigători pentru a perfecta, așa cum se cuvine, finalul concursului. Rușinea se vindecă, nu se vindecă, cum e? Trăim tot restul vieții cu ea, o avem și gata, e noastră? Se vindecă ca orice traumă, să spunem, sau ca orice rană, pentru că putem să amintim aici și despre rana de rușine. Așa. Daniela Dumitrescu, care este psiholog clinician și psihoterapeut format în mai multe orientări și formări psihoterapeutice. Ea a venit cu perspectiva esperiana lui Jacques Salomé, dacă ți-aduci tu aminte, noi am făcut o emisiune frumoasă cu Cathy Călin. Așa cu este, tot felul, da, de panglicuțe și tot felul când de ne-am jucat. Da, când ne-am jucat, da. Bun. Asta este varianta de simboluri, varianta esperiană, unde Jacques Salomé vorbește despre rana de rușine pe lângă celelalte răni. Da, pe care le cunoaștem, să spunem. Rana de nedreptate, rana de abandon, rana de respingere, rana de trădare, rana de umilință. Cea mai apropiată de rana de rușine este rana de umilință. Și în mai multe materiale video pe care le-am făcut cu Daniela, vorbind despre perspectiva esperiană asupra rănii de rușine, a venit și cu niște exemplificări foarte, zic eu, elocvente. Imaginează-ți într-o sală de curs, da, la școală, un elev. Sunt două variante. Vine nepregătit și nu știe ce să răspundă sau e așa, bâșbuie pe acolo. Una este ca doamna să-i spună, bun, treci la loc, dar vreau să vorbesc cu tine în pauză. Îl ia deoparte undeva unde sunt doar ei doi și îi spune, măi, nu e bine că vreau, te rog, da, frumos, să vii data viitoare mai pregătit. Copilul simte o rană de rușine, dar de o amplitudine mult mai mică, pentru că este aspectul individual, da? Unul la unul al rănii de rușine. Bă, și alta e să-l scoți în fața clasei cu 20 și ceva, aproape 30 de colegi, da? Și cumva să-l faci de rușine, să-l umilești. Uitați la Gigel, nu a învățat, a venit nepregătit, i-am dat și un 4, ia uite ce nu știu ce, da? Deci acolo lucrurile sunt diferite. Doare. Doare. Doare îngrozitor de tare, da. Este una dintre cele mai dureroase, să le spunem așa, răni și forme de traumă, pentru că cum spuneam puțin mai devreme, se produce un soi de disociere a sinelui și practic tu nu te mai simți autentic, te simți defect și ca o consecință a defecțiunii mele, că nu sunt ok sau nu sunt ca toți ceilalți și nu mi-asum treaba asta, ajung să mă consider și un pic stigmatizat, dat la o parte, marginalizat, ostracizat, cum aș vrea să zic. Da? Și aici apare o altă problemă. Faptul că eu nu mai am ca reper, care este foarte important din punct de vedere social, acces la apartenența grupului. Exact. Da? Grupul, nu știu, clasa de curs, gașca, grupul de prieteni, ce avem noi acolo, da? Nu mă simt cumva respins, făcând un lucru ne la locul lui și simțind în urma mesajelor primite, simțind rana de rușine. Apropo de asta, uite, Oana, o ascultătoare de-a noastră, își amintește, vezi, naști amintiri în rândul ascultătorilor, cum erau
zice, careurile la școală pe vremea lui Ceaușescu. Da, da. Îți amintești da, cum era? Mama, stai vai de mine, acolo... că tu zici 4, 30, mă rog, nu erau 30, dacă... tu mi-ai zis 25, 30, câți elevi sunt acum într-o clasă. Erau 40, eram 42, mi-aduc aminte, dar adu-ți aminte când erai mai scos... Mai și alte clase. Erai scos în fața careului. Da. Se făcea careu pentru ascultătorii noștri mai, mai tineri, se făcea careu cu toate clasele din școală. Da, da, da. Într-un dreptunghi în care la un capăt se găseau judecătorii, practic directorul cu diriginții și așa mai departe, și te scotea în fața careului. Rar te scotea pentru lucruri bune. Rar. Când deveneai comandant de grupă de detașament sau așa mai departe. Dar în rest... Da, wow. Acolo da, într-adevăr era rana de rușine, era de o intensitate extraordinar de mare. Tânăra generație mai suferă de rușinea asta despre care vorbim noi, pentru că eu am să fiu foarte sincer cu tine și o să-ți mărturisesc faptul că eu cred că pentru tânăra generație acest mai făcut de rușine nu mai are semnificația pe care o avea în rândul nostru, generației pentru noastre. Pentru că noi vorbim despre cei 7 ani de acasă, da, despre educația primită în familie, despre educația primită în școală, da, lucrurile sunt diferite pentru că până la urmă trăim și alte vremuri. Deci noi nu mai sunt cumva anacronice. Adică anii 70, 80, hai, 90, dar nu-i mai putem compara cu anii 2020, să spun. Corect. Da? Și tinerii sunt mult mai, să spunem, mai ales cei din zona pubertății, adolescenței, 12, 13, 15 ani, sunt mult mai dezinvolți, să spunem, un pic mai nepăsători la mesajele care vin spre ei. Ia să vedem noi cam cum reacționa un un copil, da? Așa. De 7, 8, 9 ani, când vine doamna profesoară, se întâlnesc pe stradă sau vecina de bloc. Vorbim spune, de atunci, măi, nu? De pe vremea noastră, cum ar veni. Da. Măi, tu nu știi să spui să română, da? Așa. Dar nu mai uitai niciodată. Așa, da? E, mi-aduc aminte, imaginează-ți acum o scenă dintr-un, deci într-un vagon de metrou unde gălăgie mare, chicote, unul să dă pe bară, unul să ține de nu știu ce. Măi, dar voi chiar nu aveți un pic de rușine. Haide, ne dar putea să se lase și cu bătaie până Doamne la final ferește. Și da. Bătaia să nu primească tânărul care a făcut, ci din potrivă cel care a îndrăznit să-l admonesteze. Da, da. Mi-aduc aminte, apropo de treaba asta, o vizită la mama mea la serviciu, cum se mai întâmpla din când în când, cine știe prin ce, că nu-mi rămâneai întotdeauna singură acasă, trebuia să fiu un pic supravegheat. Am intrat într-un birou în care n-am dat bună ziua. Și mama a zis, n-ai dat bună ziua. Ei, pe tot parcursul zilei, de oricâte ori am intrat în orice birou și de foarte multe ori am intrat în același birou, am dat bună ziua pentru că trebuia să dau bună ziua. Mama nu mai putea. Ei, te rog, oprește-te. Păi da, dar ce o să zică lumea? Exact același lucru împrimase atât de, atât de adânc lumea în mine povestea asta și chiar atunci rușinea pe care o simți, fără să fiu admonestat foarte tare, ci doar atrăsese atenția. Vezi că am intrat acolo și n-ai zis bună ziua. Cum? O fac pe mama? Gândul că o fac pe mama de râs era destul de puternic în mine sădit, motiv pentru care am îndrăznit să nu o fac de râs. Doar că i-am exasperat pe toți. În încercarea de a nu face pe nimeni de râs, i-am exasperat pe toți. Și o mică completare, te rog. Că rușinea poate să îmbrace și mai multe forme și mai ales ca adulți noi fiind. Așa. Uite, Daniela Luca, e foarte interesant. Asta voiam să te întreb, iartă-mă și o să-ți dau șansa să spui exact acest lucru. Este un colectiv de oameni, da, șapte ai spus, șapte oameni care au lucrat la această carte și practic ce aduc fiecare dintre ei? Cum ajung ei toți șapte să lucreze la această carte? Păi uite, așa foarte pe scurt, am spus, Daniela Dumitrescu aduce varianta esperiana lui Jacques Salomé despre care noi am mai povestit, rana de rușine. Lavinia Bârlogeanu aduce și o perspectivă, aduce o perspectivă psihanalitică și cumva junghiană, se duce în zona miturilor, iarăși un lucru foarte interesant, și în abordarea rușinii din punct de vedere transgenerațional. Noi moștenim niște tipare inconștient, de care nu suntem conștienți. Măi, străbunicul era într-un anumit fel. Bunicul la rândul lui la fel. Bunica, tata sau mama, da, rușinea se transmite pe filieră culturală, socioculturală, istorică, se transmite și din punct de vedere transgenerațional, psihogenealogic.
Da? Iarăși, ceilalți autori, cum este Daniela, de exemplu, Daniela Luca, pe lângă abordarea din punct de vedere al psihoterapeutului și al psihanalistului de cabinet. Fiecare vine cu exemple. Mă, unde am întâlnit eu rușinea în cabinet? La ce pacienți? Da? Vine cu un capitol interesant în care vorbește despre rușinea din pandemie, aceea de a fi bolnav. Da? Eu, de exemplu, n-am prea sesizat-o la cei din jurul Nici meu. Eu, nu, n-am pe cuvântul meu, dacă am... Toată lumea vorbea cu... Mă, ce mi se pare interesant este că dacă aveam COVID, eu să zicem că am spus la un număr restrâns de persoane. Dar erau persoane care dacă aveau COVID, scriau pe Facebook. Am COVID, da, am da. Următoarele simptome, băi, fii atent, luați de aici și scrieți. Se puneau testele, da, spuneau mă, CSI de la magazin, de la farmacie și dar așa mai departe. N-am trăit treaba asta, întâlnit în cabinet și persoane care au avut... acest sentiment de rușine că sunt bolnavi. M-am îmbolnăvit. M-am îmbolnăvit de COVID. Uite, de fapt, nu m-am protejat suficient de mult. Nu m-am igienizat. Nu mi-am spălat mânuțele de câte ori a trebuit. Mult, da. Și uite că am luat COVID. Incredibil. Și atunci dezvolt așa un sentiment de rușine. Cum e posibil să am așa ceva? Știi? Deci, uite, iată, am întâlnit chestia asta și în cei 2 ani de pandemie. Da, este o carte pe care o recomand odată pentru că găsim aceste abordări psihoterapeutice, aceste orientări diferite. Pe de altă parte, este interesant să vezi perspectiva fiecărui co-autor și este un subiect despre care nu prea se vorbește în mass media și în spațiul public. Despre rușine nu vorbim. Despre e rușine să vorbești despre rușine. E rușine să vorbești despre rușine. Da, e rușine. Da? Nu mai zic despre rușinea, iarăși o chestie interesantă, rușinea pe care o putem avea noi ca popor. Interesant. Da? Te duci afară. A, să fii român, cum, da, ai dreptate, cum, da, cum da, da, corect, 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 da, ești român, da, e grav da, de tot. Oleu, au trecut alții pe aici, din start. Mamă, mă simt, eu sunt un om civilizat și decent și asta. Deci că ești român și primul e mâna la portofel. A, ok, să continuăm discuția. Deși da. rușinea, apropo de ce spunea Radu mai devreme, rușinea are și un efect civilizator, adică trebuie să ai o doză, dacă o asociem cumva cu decența, rușinea, trebuie să ai o doză de decență. Nu o să mă dezbrac. Bă, eu nu am rușine. Rușinea venită rușine. De la țară, știi? Aia, rușinea da. Aia, așa cum spuneau bătrânii, știi că oameni de la țară care aveau, rușinea exact, era exact așa decență, știi? Da, ei nu ziceau da. Decență, ziceau rușine. Da, da. Aia era povestea, da. Laura a pățit, a pățit o chestie urâtă. Uite, vezi că clasa 8-a a fost dusă în cancelarie. Wow. Și certat în fața profesorilor. Dai seama cum e? Toată clasa. Nu, ea. Da? Și mai rău. Nu, stai că, da. Și mai rău, ea. Ea să fi dusă în cancelarie în fața tuturor profesorilor și... E groaznic. Bătut obrazul. Da. Nici asta nu se mai întâmplă. Că nu... nici asta nu se... Unele lucruri nu mai sunt așa cum le știam noi. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, dar trebuie să te întreb cea mai pregătită editura Herald. Dacă intrăm pe site, ce descoperim? Ce cărți descoperim pe care ar trebui să le luăm în considerare? Uite, a apărut o trilogie interesantă. Eu o numesc trilogie. Trei cărți ale lui René Guénon. Este vorba, iarăși un subiect frumos, criza lumii moderne. Așa. Criza pe care o traversăm noi. Adică sunt mai crize mai mici, unele peste altele, știi? Criza valorilor, criza îndepărtării de tradiția primordială, Orient și Occident, criza lumii moderne și domnia cantității și semnele vremurilor. Astea sunt cele, astea trei, sunt cărți. Cele trei cărți René Guénon în colecția Filosofia Perennis. Aș mai pomeni în colecția Spiritualitate creștină, Filocalia lui Origen, și Numele lui Hristos, două cărți superbe. De asemenea, Tara Brach despre compasiune, iarăși o carte superbă.
Originile tradiției inițiatice a domnului profesor Vasile Zecheru, pe care l-am avut ca invitat la Radio 7 în urmă cu mai mulți ani. Jacques Salomé cu cea de-a patra carte, noi povestisem la un moment dat despre trei, a apărut și cea de-a patra carte, la care redactor de specialitate a fost Cati Călin. Este vorba despre cartea De ce ne este atât de dificil să fim fericiți, a lui Jacques Salomé. Și vom mai scoate din Jacques Salomé și alte cărți în colecția Arta Comunicării în Relații. Sursa supremă, maestrul Tsogyal Namkhai Norbu Rinpoche, în zona de spiritualitate tantrică. Jurnal de cuplu, iarăși o carte superbă, de un ghid de fapt pentru cupluri, care continuă seria soților Herville Hendrick și Helen Hunt, prima, un fel de bestseller aș numi-o, Primește iubirea pe care o dorești, și a apărut în continuare Jurnal de cuplu. Iată așa, pe scurt, cam astea sunt noutățile editoriale pe care le-am prezentat și la Bookfest în evenimentele pe care le-am organizat acolo. Ce lansări pregătiți? Mai ai lucruri în pregătire în momentul ăsta? Cărți pe care știi că urmează să, da, să le lansați? O să lansăm sâmbătă 25 iunie, deci sâmbătă aceasta, în cadrul festivalului Namaste India, care își reia activitatea după 2 ani de pauză. Ani, toată lumea, da, își reia activ după, exact, 2 ani, Doamne! Așa, la Namaste India, cartea Eu sunt acela, Nisargadatta Maharaj, un eveniment superb și un eveniment important, pentru că pe lângă Nisargadatta Maharaj vom mai avea alte titluri ale lui Jiddu Krishnamurti și Ramana Maharshi. Și acestea ca noutăți editoriale. Ne dorim foarte mult un eveniment pe această carte, pe Rușinea, tot este vară, undeva la o terasă sau terasa unei librării. Pe plajă. Pe plajă, acolo, da. Acolo ar fi locul. Așa. Și... Ți-e mai puțină rușine cu o bere în față, să da, știi. Da, absolut. Și în pregătire o carte a lui Gabor Mate, pentru că tot l-am pomenit mai devreme, care va apărea undeva în septembrie. Gabor Mate cu fiul său, Daniel Mate, vor publica o carte la editura Herald. Mă bucură faptul că, dacă nu mă înșel, pe 16-17 octombrie Gabor Mate va reveni în România, deci el a fost și săptămâna trecută la Brand Minds. Și să sperăm că atunci vom reuși tot așa să realizăm un eveniment, cum am mai făcut cu el, cu sala plină, sute de oameni. Cam asta. E bine. E bine. E bine. Și la vară cald. Cu rușine trebuie să spun că emisiunea a ajuns la final. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Sorin Lucaci, domnilor, PR-ul editurii Herald, în studio la 7, pe 103.4, dar și pe radio7.ro și evident pe pagina de Facebook, unde ne-ați urmărit, și vă mulțumesc tare mult. Câștigătorilor le voi trimite foarte, foarte curând mesajul de confirmare că sunt proaspeții posesori ai câte unui volum Rușinea, vocea, experiența și vindecarea rușinii în procesul terapeutic, o carte apărută la editura Herald, la care au lucrat 7 specialiști în domeniu, care au venit cu variantele de rușine despre care merită să știm și pe care putem să le tratăm. Îți mulțumesc tare mult că ai fost cu mine. Eu mulțumesc. Kirk, pâine și Kirk, imediat după ora 16, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, până la proxima reauzire, care tocmai mâine de la ora 13 se întâmplă. Toate cele bune!